Una dintre cele mai importante companii de pe bursa de valori din București, tocmai ce a raportat, este prima care raportează trimestrul 1-2024. Avem rezultatele financiare și avem posibilitatea să analizăm aceste situații. Să vedem cum se poziționează, și bineînțeles să, să discutăm dacă este atractiv să mai investești în această companie. Este vorba despre OMV Petrom, o companie care face parte din majoritatea portofoliilor. Discutăm despre aceste rezultate și vedem cum a reacționat piața, cum reacționează piața și dacă merită să mai investești în această companie perioada următoare sau chiar acum, zilele acestea. Avem foarte multe informații, așa că dacă vrei să rămâi cu mine în acest material, bineînțeles doar dacă dorești, te invit să lași o apreciere mai jos pentru că așa ne poți susține munca, echipa și, bineînțeles, poți aprecia materialul. Revenim la bursa noastră, bursa de la București. Destul cu analize pe burse externe, vreau să intrăm în prima raportare de astăzi și anume OMV Petrom. Înainte de toate vreau să vedem cum se situează piața locală. Vedem indicele bursier BET plus 12% aproximativ de la începutul anului, plus 40% în ultimele 12 luni și în ultimele 6 luni plus 20%. Într-adevăr, a fost o săptămână roșie, da? acum două săptămâni știi foarte bine. Ne vom uita și pe grafic, dar vedem că este verde în continuare bursa. Acum, BET TR, BET Total Return, dacă luăm în calcul și dividendul, vedem în ultimele 12 luni 48% și de la începutul anului plus 11,90%, adică aproape plus 12% și plus 21% în ultimele 6 luni. BET Aero, deși a început mai bine anul decât BET, vedem că stă la. 8% aproximativ în ultimele luni de la începutul anului și în ultimele 12 plus 17%. Acum vom discuta despre OMV Petrom, compania care a raportat astăzi. Vedem că este a doua cea mai importantă companie din indicele bursier BED cu o pondere de 18,56% după Banca Transilvania care are o pondere de 20,31%. În ultima ședință de tranzacționare ieri vedem că a existat o anticipare pare în OMV Petrom că vor fi rezultate bune, vedem că piața a licitat un preț mai mare, plus 1,52%, în rest, nu prea vedem creșteri ieri, mai mult în sfera, am mai observat, dar vedem un comportament neutru și Digi a adus 1,46% ce drept. Cu toate acestea, dacă ne uităm în ultimele 6 luni, vedem BRD plus 28%, Banca Transilvania plus 31%, OMV Petrom plus 30% și și avem și randamente foarte mari, precum la Sfera, la Digi și bineînțeles la alte companii, dar au existat și companii cu randament negativ, precum Medlife, BVB și One United Properties. Iar în ultimul an vedem randamente destul de bune, OMV Petrom a adus plus 43%, foarte bun, băncile vedem că au crescut foarte mult, Acvila și alte companii precum Transport Services au adus randament chiar și peste 60-70%. Acum, OMV Petrom a atins 0,7 lei pe acțiune. Am discutat pe canal recent că urmează să atingă 0,7 lei, că era foarte probabil să atingă și o să discutăm astăzi care poate să fie viitorul acestei companii pe bursă în următoarele luni și, bineînțeles, în următorii ani. Dar vom discuta de viitorul mai apropiat, pentru că sunt multe persoane care consideră prea scump OMV Petrom să achiziționeze la acest preț, de aceea vom discuta dacă merită să achiziționeze. Sau nu. În primul rând discutăm despre sumarul rezultatelor financiare. După o să ne uităm mai bine la aceste rezultate, o să vedem cum sunt față de estimări, cum sunt în ceea ce privește poziția companiei OMV Petrom. Ne vom uita pe grafic și, bineînțeles, vom concluziona. De aceea, în primul rând, hai să vedem ce rezultate a avut. Acum, o să revizuim puțin rezultatele din 2023, deși am pregătit o analiză cuprinzătoare pe aceste rezultate. Vreau să mai le trecem puțin în revistă. Vedem venituri din vânzări la 38,8 miliarde de lei în 2023, față de 61,3 miliarde în 2022. A fost o scădere, o scădere așteptată, ci drept de la un rezultat foarte bun. Și pro Profitul perioadei a fost de 4 miliarde de lei, de la 10,3 miliarde de lei, o scădere mare, dar din nou de la o bază foarte mare. Acum, dacă ne uităm la fluxul de trezorerie din activități de exploatare, vedem că a fost o intrare în beneficiul companiei OMV Petrom de 10 miliarde de lei, față de 11,3 miliarde de lei anul trecut, aici vorbesc de 2023, și bineînțeles a avut o ieșire din activități de investiții, pentru că a avut plăți aferente, achizi investițiilor de imobilizări necorporale și corporale, într-un quantum de 4,6 miliarde de lei, au mai fost și alte ieșiri, dar vedem că această ieșire reprezintă investiții și alte active financiare. Instrumente financiare care sunt achiziționate sunt foarte lichide și care sunt în cadrul business-ului. Bineînțeles, și aceste imobilizări necorporale și corporale sunt, dar acestea reprezintă factori de producție pentru generarea de capital viitor, da? Și o să calculăm în timp rentabilitatea investițiilor la nivel intern, să vedem dacă aceste investiții sunt eficiente sau nu. În timp putem evalua și putem cuantifica o astfel de performanță. Acum, fluxul de trezorie din activități de investiții a fost de 5,7 miliarde de lei și a acoperit din intrările pe care le-a avut din operațiuni recurente, după care vedem că a avut o ieșire destul de mare în activități de finanțare. De ce? Pentru că a plătit dividende. Cu toate acestea a reușit să acopere aproape și această sumă din activități operaționale, cu toate acestea, s-a mai folosit de o mică parte și din disponibilitățile pe care le avea, dar observăm că a ajuns la 13,3 miliarde de lei disponibilități, o sumă destul de mare. Acum vedem că această sumă, într-adevăr, este mare și mulți se așteaptă iarăși la un dividend special. Probabil că nu o să mai fie un dividend special pentru că ar trebui să facă și investiții puțin mai mari și să țină acest capital, mai ales în timp, pentru că știi foarte bine, ei dezvoltă Neptun Deep care este în Marea Neagră, adică este off offshore, explorare de gaze naturale, au o asociere în participațiune cu RomGaz și sunt investiții care trebuie efectuate în acea zonă. Plus, am văzut că OMV Petrom vrea să se integreze din ce în ce mai mult pe verticală, pe lanțul valoric și, bineînțeles, trebuie să mai efectueze investiții cu toate. Acestea sunt sigur că o să continue să plătească acționarii dividende, au o politică de dividende stabile, vor să crească dividendul de la an la an, să fie un dividend progresiv și atunci foarte mulți investitori sunt atrași de această politică a oferit și un randament deosebit, dar o să ne uităm mai târziu pentru că o să scadă în prețul pe acțiuni OMV pe Trom și poate fi acumulat. O să discutăm în cele ce urmează. Acum au venit rezultatele pe primul trimestru din 2024 și vreau să ne uităm împreună pe aceste rezultate. Vedem rezultatul din exploatare pentru întreg grupul, fără elemente speciale, este de 1,8 miliarde de lei mai mic cu 16%, rezultat solid în contextul unui mediu de piață caracterizat prin prețuri reduse cu contribuții mai mici din partea a tuturor segmentelor de activitate. Acum, ne așteptăm să fie o scădere față de primul trimestru din 2023. Bineînțeles, depinde și de așteptări. Eu personal mă așteptam să vedem puțin mai bine, dar nu cu mult mai bine decât a venit. O să discutăm și cum poate să fie reacția în prețul pe acțiune, pentru că înregistrez acest material chiar după ce au venit aceste rezultate, la ora 8 jumătate, așa că încă nu s-a deschis prima ședință de tranzacționare pentru OMV Petrom și putem să discutăm, să anticipăm reacția pieții puțin mai târziu în acest material. Profitul net, excluzând elementele speciale pentru OMV Petrom, este de 1,5 miliarde de lei în scădere cu 18%, fluxul de trezorerie din activități de exploatare de 3 miliarde de lei mai mic cu 36%, investiții de 1 miliard, o creștere foarte mică, flux de trezorerie extins după plata de dividende, indicând intrări de numărare de 1,9 miliarde, dar bineînțeles încă nu au plătit dividendele pe care le-au anunțat, nu este ieșirea de numerar în acest trimestru, o să fie în trimestru următor și atunci, bineînțeles, că plata dividendelor o să fie o ieșire de numerar în trimestrul următor și o să fie o cantitate mai mică. Dar vom discuta atunci când vor veni rezultatele următoare. Acum, OMV Petrom are 3 segmente, explorare și producție, rafinare și marketing, gaze și energie. Explorare și producție este partea de upstream, de unde se explorează, se extrage țițeiul, petrolul, după care se rafinează și este vândut în benzinării, când te duci și ți alimentezi mașina. În primul rând vom discuta despre primul segment. Rezultatul din exploatare, vedem că a fost de 728 de milioane de lei față de 985 de milioane de lei în primul trimestru anul trecut, reflectând în principal scăderea prețurilor gazelor naturale și a volumului de vânzări de hidrocarburi, precum și amortizarea mai mare. Producția a scăzut cu 4%, în principal din cauza declinului natural, costul de producție a crescut cu 10% la 15,9 dolari pe barilul de petrol, în principal din cauza a costuri mai mari cu personalul și cu serviciile. Iar la rafinare și marketing, vedem rezultatul din exploatare a fost de 484 de milioane de lei, comparativ cu 616 milioane de lei în același trimestru anul trecut. Indicatorul marja de rafinare a fost 12,6 dolari americani pe barilul de petrol, mai mic cu 24% ca urmare a scăderii diferențialelor pentru produse, în special pentru motorină și benzină. Rata de utilizare a rafinăriei a fost la 93% față de 98% la un cuantum mai mic din cauza unor scurte întreruperi neplanificate ale unor instalații. Volumul total de vânzări de produse rafinate a fost cu 4% mai mare. Iar la gaze și energie vedem că rezultatul din exploatare a fost de 433 de milioane de lei în scădere față de 723 de milioane de lei în primul trimestru anul trecut, în principal pentru că marjele excelente pentru gaze naturale extrase din depozitele de magazinare realizate în trimestrul 1 din 2023 nu s-au materializat și în trimestrul 1 din 2020. Evenimente semnificative pentru OMV Petron. Vedem așa că a anunțat în aprilie că va testa o instalație inovatoare de captare și utilizare a carbonului la Petrobrazi în următorul trimestru anual acesta. Bineînțeles, am văzut că s-a aprobat dividendul pe care l-am discutat și te invit pe canal să vizionezi acel episod de 0,0413 lei pe acțiune dividend brut, atenție, în creștere cu 10% față de dividendul propus și plătit anul trecut. Este posibil să plătească și un dividend special în 2024, am văzut că au disponibilități suficient de mari. Acum, să vrem acel dividend să ne impoziteze în continuare dividendul respectiv decât să fie în cadrul afacerii, depinde. Asta este o chestiune pe care managementul trebuie să o stabilească. Trebuie să efectueze anumite teste de rentabilitate și să stabilească care este cel mai mic cost de oportunitate. Dacă managementul consideră că plata dividendelor către acționari oferă un randament acționarilor mai mare decât investiția acestor Bani în diferite, să spunem, proiecte sau poate chiar și fuziuni și achiziții. În diferite, să spunem, segmente, atunci distribuția de dividende poate să fie eficientă. Dar trebuie neapărat să existe în spate anumite teste, se numește Capital Budgeting sau Investment Appraiser în finanțe. Am folosit termeni din engleză pentru că aceasta este literatura de specialitate. Și atunci ei fac teste da managementul și trebuie să aprecieze care este cea mai rentabilă direcția capitalului. OMV Petrom a anunțat în februarie semnarea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru două proiecte de producție de hidrogen verde cu o capacitate totală de 55 de MW la rafinăria Petrobrazi. Acum, hai să intrăm în rezultate financiare, să vedem ce a înregistrat OMV Petrom în trimestrul 1 din 2024, a venit cu venituri din vânzări într-un quantum de 8,5 miliarde de lei mai mic decât trimestrul 1 din 2023. În 2023, venitul total a fost de 38,8 miliarde de lei Total venituri din vânzări 8,7 miliarde față de 9,6 miliarde, rezultatul din exploatare a venit la 1,6 miliarde, aproape de rezultatul din exploatare din același trimestru anul trecut la 1,61 miliarde de lei, iar profitul pentru primele 3 luni din 2024 a venit la 1,4 miliarde de lei aproximativ față de 1,48 miliarde de lei, o scădere ce drept, dar nu într-un quantum foarte mare, pe întreg anul 2023 a fost 4 miliarde de lei. Deci pe acțiune ne revine nouă investitorilor 0,0225 lei pe acțiune față de 0,0238 lei anul trecut. Acum numerarul și echivalentele de numerar vedem că a crescut destul de mult la 15,1 miliarde de lei, dar din această sumă o să plece către acționari o mare parte în dividende trimestrul următor. Adică trimestrul în care ne aflăm acum de altfel, da? trimestrul 2, mă refer când o să vină cu raportările. Hai să vedem cum s-au mișcat banii pentru o. BMW vedem așa, flux de trezorerie din activități de exploatare, 2,98 miliarde, observăm că este o intrare mult mai mică față de același trimestru anul trecut la 4,66 miliarde, dar fluxul de trezorerie din activități de investiții a fost o ieșire mai mică decât anul trecut și, bineînțeles, să pe finanțare încă nu am avut dividendele plătite ca să avem o ieșire de finanțare, trimestrul acesta, când o să vină raportările în trimestrul 2, o să vedem o astfel de ieșire. Și servă numera și echivalente de numerare la sfârșitul perioadei 15,1 miliarde, mai mic față de același trimestru anul trecut și, bineînțeles, înainte de distribuția de dividende. Ne vom uita la explorare și producție. Vedem rezultatul din exploatare, excluzând elementele speciale, în trimestrul 1 din 2024, 728 milioane de lei, mai mic față de perioada precedentă cei drept, dar vedem o producție destul de bună în hidrocarburi și alte rezultate operaționale care nu au venit atât de rău, adică sunt destul de bune rezultatele. Nu sunt spectaculoase, dar sunt, să spunem, rezonabile. La rafinare și marketing vedem 484 de milioane față 616 milioane. Iar la gaze și energie observăm 433 milioane de lei față de 723 milioane de lei. Deci pe toate segmentele au venit rezultate mai slabe. Care sunt perspectivele pe întreg anul 2024? Vom discuta de aceste perspective, după care ușor, ușor o să pășim să discutăm și despre dividende și despre prețul pe acțiune și bineînțeles dacă merită să acumulezi OMV Petrom la acest preț. Deci pentru întreg anul 2024 OMV Petrom preconizează ca prețul mediu al țițeiului Brent să fie de 85 de dolari pe barul de țiței, mai mare decât 80 de dolari pe baril cum au estimat în trecut și mai mare decât 2023. Marja de rafinare se preconizează că va fi în jurul de 10 dolari pe baril, în România preconizăm ca cea de produse petroliere în comerțul cu amănântul, de gaze naturale și de electricitate să fie ușor peste nivelul din 2023. Măsurile legislative pentru piețe de gaze naturale și energie electrică rămân în vigoare, unele dintre ele până la finalul lunii martie 2025. O nouă ordonanță de urgență în vigoare de la 1 aprilie 2024 face primii pași către dereglementarea pieței. Companiile cu activități de extracție și rafinare a țițeiului plătesc o contribuție de 350 de lei pentru fiecare tonă de țiței procesat pentru 2022 și 2023. Contribuția pentru 2023 este scadentă la plată la finalul lunii iunie 2024 și este suma de 1 4 miliarde de lei. Acum, pe explorare și producție se așteaptă că vor fi peste 106.000 de barili de petrol pe zi, față de 113.000 în 2023. De asemenea, se așteaptă să facă investiții de 4,7 miliarde de lei la 2,6 miliarde de lei, în principal jumătate da pentru proiectul Neptun Deep. Rata de utilizare a rafinăriei pentru întregarul 2024 se estimează că va fi peste 95%, iar în 2023 a fost la 80%, deci o să ofere în continuare rezultate operaționale bune. Da, fiind și mult mai mare, vânzările totale de produse rafinate se estimează că vor fi în creștere față de 2023. Acum, să ne aducem aminte, au bugetat pe 2024 un profit net în valoare de 5,17 miliarde de lei și un rezultat din exploatare într-un cuantum de 6 miliarde de lei. Vreau să ne uităm peste poziția curentă a companiei OMV Petrom în ceea ce privește randamentul, multiplii de evaluare, posibilitatea de a ajunge la un preț mai mare, dividendul și, bineînțeles, alte date statistice. Vedem așa, OMV Petrom a avut un randament de 44,23% plus în ultimele 12 luni, iar de la începutul anului a crescut cu 21,76%. Profitul net în 2022 a fost de 10,3 miliarde, în 2023, 4 miliarde. Acum, în primul trimestru din 2024, profitul net a fost de 1,4 miliarde aproximativ, o scădere față de anul trecut. Am calculat profitul net în ultimele 12 lunda, trailing 12 months, adică ultimele patru trimestre consecutive. Și atunci, cum am calculat acest indicator? Pentru că îl folosim la Price to Earnings din ultimele 12 luni. Ei bine, am scăzut din profitul net din 2023, profitul net din primul trimestru din 2023, ca să vedem ultimele 9 luni, deci nu primele 9 luni, ci ultimele 9 luni din 2023, la care am adăugat primul trimestru din 2024, ca să avem 4 trimestre consecutive de raportări. Am ajuns la acest Profit Net. din ultimele 12 luni și am calculat price to earnings, adică de câte ori se tranzacționează compania acum în piață față de acest profit net înregistrat în ultimele 12 luni și indicatorul este 11. Pentru că prețul pe acțiune este de 0,69,95, aproape 0,7 lei pe acțiune, cu număr de acțiuni de 62 de miliarde de acțiuni, capitalizarea bursieră este 43,6 miliarde de lei aproximativ. Asta înseamnă că dacă am împărțit 43,6 miliarde la profitul net din ultimele 12 luni, înseamnă că este de 11 de ori mai scumpă piața acum față de ce a înregistrat în profit net în ultimele 12 luni. Vedem că este puțin mai mare decât price -to earnings dacă luăm profitul net din 2023 cu primul trimestru din 2023 care a fost mai mare. Cu toate acestea, tu când cumperi acțiuni într-o companie, nu cumperi profitul înregistrat în trecut, cumperi ce va reuși să înregistreze în viitor. Și atunci, pentru că deja am intrat în trimestrul 2, dacă am luat în calcul profitul net estimat de către management și anume 5,17 miliarde de lei, atunci am ajunge la un forward price to earnings de 8,43, adică împărțim capitalizarea bursieră la profitul net estimat pe 2024. Cu toate acestea, prețul pe acțiune se tranzacționează acum la 0,69, aproape 0,7 lei pe acțiune. Dacă ar crește la 0,85 lei pe acțiune, ca să facem așa o inginerie inversă, forward price to earnings ar fi de 10,25. Haideți să fim chiar mai conservatori, să spunem că profitul ne nu o să vină la 5,1 miliarde, o să vină la 4,7, 4,6 miliarde de lei, da? Și bineînțeles, dacă vine peste, ne surprinde și este mult mai bine, dar hai să fim mai conservatori. Atunci, forward price to earnings ar fi undeva la 12, care nu este atât de mare. De ce? Știu că o să spui că alte companii din petrol și gaze se tranzacționează poate la un multiplu mai mic, mai ales în Europa și așa, așa mai departe. Cu toate acestea, OMV Petrom este o companie complexă, are multe operațiuni, este integrată pe verticale de la upstream la downstream, are, să spunem, atât rafinarea cât și producția și, bineînțeles, vânzarea prin diferite puncte de distribuție și anumite benzinării și am văzut că vor să se extindă și în energie electrică și au mult potențial înainte. Și atunci, de ce spun asta? Pentru că bursa noastră este mică și sunt câteva companii mari, companii care sunt aspiratori de capital, companii care, dacă această bursă în continuare o să crească, probabil se vor tranzacționa la multipli mai mari, pentru că se vrea profitul din viitor, se vrea dividendul recurent și atunci se licitează prețul din ce în ce mai sus, mai ales că vin mult mai mulți noi investitori și mai ales că fondurile de investiții, mai bine zis fonduri de pensie, avem noi în țară care iau salariile, bineînțeles, contribuțiile de la persoane fizice și investesc periodic în aceste mari companii și atunci, bineînțeles, cumpără la prețuri din ce în ce mai mari ca să contribuie în continuare în investițiile acestor companii. Și atunci, bineînțeles, că este o opinie personală care stă pe baza unor justificări pe care ți le-am explicat mai devreme și bineînțeles sunt mult mai multe justificări. Cu toate acestea, ca să păstrăm lucrurile simple, acest multiplu de valoare nu ar fi atât de mare vis-a-vis -vis de alte alternative în care poți investi banii și luând în calcul costul de oportunitate al capitalului, poate să fie un cost destul de redus. Nu e sfat financiar direct? Ți-am spus opinia personală. Acum, dacă ne uităm la dividend, este într-un quantum de 0,0413 lei care ar însemna un quantum de dividende total da, la nivel, să zicem, absolut de 2,57 miliarde de lei, care ar însemna o rată de distribuire de 64% și un randament al dividendului la prețul de astăzi de 5,9%. OMV Petrom putem observa a plătit dividende în fiecare an, dividend care a crescut din ce în ce mai mult mai ales în ultimii ani. A plătit și dividende speciale în trecut și poate să plătească și anul acesta și în viitor. Pentru acest dividend din 2023 trebuie să deții acțiuni până pe 14 a a 2024, adică ultima zi în care poți să cumperi acțiuni și să beneficiezi de dividendul viitor este 13 a 5 -a, dar eu tot timpul sugerez cu câteva zile înainte. Și data plății este pe 5 6-a 2024, adică banii o să-i primești în platforma de brokeraj pe 5 iunie 2024, în curând. Continuăm analiza și ne uităm la graficul companiei OMV Petrom un grafic deosebit, a crescut cotația foarte frumos de-a lungul timpului, plătește și dividende mari, dar a avut și o creștere, un randament deosebit și de la începutul anului până astăzi, vezi ce randament mare a avut această companie. Știu, îți vine să nu mai investești pentru că deja a plecat prețul și nu-l mai prinzi sau nu l-ai prins și acum cumperi și poate scade și cumperi prea târziu, știu. De asta vreau să ne uităm la diferite puncte de acumulare și la ce traiectorie poate să aibă compania OMV Petrom. OMV Petrom vedem că este într-un trend ascendent. De la începutului 2024 vedem că a intrat accelerat în acest trend ascendent. Nu a avut nicio lună roșu, adică s-a tranzacționat din ce în ce mai sus. Noi investitori sau investitori existenți au vrut să pună mâna pe mai multe acțiuni, chiar și la prețuri mai mari. Vedem că au fost puține luni în trecut în care OMV Petrom s-a tranzacționat să spun mai jos decât perioada precedentă și au fost închise, să spunem, aceste luni pe roșu, dar vedem că ultimele luni, da, vedem una, două, trei, patru, cinci, șase luni, ultimele șase luni vedem doar verde. Dacă ne uităm la o zi, vedem că OMV Petrom nu ține cont de aceste zone de rezistență și crește în prețul pe acțiune. De ce? Pentru că nu se vinde, da? Dacă ne uităm la structura de acționariat, observăm că deține OMV din Viena, adică compania mamă, 51% în OMV Petrom din România, după care vedem persoane juridice, 24%, statul român, 20% și persoane fizice, 3,5% doar, da? Destul de puțin. Și persoanele juridice am văzut că nu plasează la aceste prețuri spre vânzare OMV Petrom suficient de mult. Dacă te uiți pe adâncimea pieței, o să vezi că este un interes de cumpărare care în fiecare zi parcă devine mai bullish și mai bullish. Vedem unde se va opri. Dacă luăm primele șase companii din indicele bursier Bed și comparăm cu performanța indicelui de la începutului 2024 până astăzi, adică în ultimele 4 luni, să spunem, pentru că aproape am închis 4 luni de la sfârșitul anului 2023, vedem așa: cel mai bun randament l-a avut OMV Petrom la 21,76%. După vedem cel mai bun randament din partea băncii Transilvania, după vedem BRD, deci băncile și OMV Petrom au avut cel mai bun un randament, da? Peste 12% cât a înregistrat betul, chiar dublu, da? Un randament alfa pozitiv, vedem aproape chiar de două ori. Mă refer aici la OMV Petrom și dacă ne uităm la celelalte companii, nu au oferit un randament atât de bun. De exemplu, Hidroelectrica nu a oferit un randament atât de bun și nici alte companii precum Nuclear Electrica. Și atunci, mulți spun, nu mai bine vând eu din acestea și mă duc în acestea? Nu, nu așa funcționează în investiții. Acestea pot continua traiectoria ascendentă, iar acestea pot dezamăgi, pot rămâne în acest platou. De ce? Pentru că hidroelectrica, deși este o companie foarte bună, am discutat despre asta, despre marge, despre operațiile pe care le are, nu are un potențial de creștere atașat atât de mare cu toate acestea. Este un dividend stock și are o stabilitate destul de bună și vedem că OMV Petrom, din punctul de vedere al costului de oportunitate și din punctul de vedere al alocării, atrage mai mult investitori Asta ne arată comportamentul bursier, cel puțin acum, nu în viitor neapărat, și vedem că sunt creșteri din ce în ce mai mari. Prețul petrolului Brent vedem că se tranzacționează la 87 de dolari american pe baril, a atins 92 de dolari, nu a spart această zonă de rezistență, deși acele tensiuni în Orientul Mijlociu ar fi indicat că o face și am văzut mari bănci de investiții care spun că poate să depășească și 95 de dolari pe baril anul acesta. Cred că cel mai bine am trăit. Ta precum tratează OMV, să spunem că ar fi un preț mediu de 85. Este destul de rezonabil să credem asta, însă piața de energie este foarte volatilă și oricând se poate întâmpla orice. OMV Petrom o să aibă o corecție foarte importantă. O să fie această corecție pe 14 mai 2024, deci în două săptămâni de acum o să fie o corecție la această valoare unde am tras această linie. Dacă, atenție, dacă prețul pe acțiune o să fie 0,6996, sau 5, bineînțeles, adică aproape 0,7 lei pe acțiune și trebuie să mai stabilim un criteriu și se va corecta cu valoarea dividendului. Perfect, da? Să presupunem asta în acest exercițiu. Și atunci s-ar corecta la 0,65 lei pe acțiune. Deci, o să există această corecție, dar această corecție o să fie pentru că va fi ex-date la dividend și, bineînțeles, banii o să plece din afacere, dar o să plece pe 5 iunie 2020 4. Pentru că o să iasă banii din afacere, teoretic, valoarea companiei este mai mică cu valoarea dividendului. Și bineînțeles că banii din banca companiei pleacă în banca acționarilor, atunci banii respectiv ies, tu deții banii respectivi în platforma de brokeraj și prețul se corectează cu valoarea dividendului. Cu toate acestea, este un lucru foarte interesant pentru OMV Petrom. Și vom discuta acum despre acest aspect. Pentru că este prima companie mare care plătește dividend și care are ex-date. Tendința este să fie reinvestit dividendul înapoi în afaceri, de obicei se reinvestește dividendul în momentul în care este primit cu toate acestea, în viitor, în următoarele luni, când alte companii o să plătească dividend, precum Compet sau chiar și Hidroelectrica, tendința este ca dividendul să fie reinvestit asimetric, adică nu în acțiunile emitentului care a plătit dividendul respectiv, ci în alte companii prioritizate, precum OMV Petrom și Banca Transilvania anul acesta. De ce? Pentru că sunt într-un context favorabil, au un potențial atașat și atunci piața atribuie mai mult în aceste companii. Pentru că se anticipează că se va atribui mai mult și discută aici la nivel empiric. Nu am date pe care să-mi bazez acest argument. Îți spun de acum să iei ca atare acest argument. Este o opinie personală din observații pe care le-am colectat la nivel empiric și am văzut acest aspect, că există tendința să se reinvestească accelerat și să se prioritizeze anumite companii asimetric față de companiile care au distribuit dividendul care se reinvestește în pricină. Și atunci, pe această teză de gândire, dacă am urma raționamentul, atunci piața, fonduri de investiții mari, care știu acest lucru și l-au anticipat și bineînțeles de aceea vedem că prețul pe acțiune crește, la ex-date, în momentul în care o să se corecteze prețul, probabil că nu o să se corecteze cu această valoare, probabil că o să se corecteze cu mai puțin, de ce? Pentru că o să fie licitat iarăși în sus, în ideea în care dividendul o să fie reinvestit Investit și dividende viitoare de la alte companii care distribuie o să fie redistribuite în OMV Petrom investite, adică la o rată mai mare decât în altele. Pentru că bineînțeles că nu putem trata lucrurile perfecte. Aici discutăm să spunem în termeni marginali și în termeni de părți, nu de întreg. În sensul în care, din dividendul total de la hidroelectrica, nu înseamnă că tot o să fie distribuit în Banca Transilvania și OMV Petrom în acțiunea acestor companii, dar investiți bani. Nu. Dar poate să fie la o rată marginală. Originală mai accelerată. De ce în acestea? Pentru că sunt cele mai mari din BET, băncile beneficiază și am discutat anul acesta de condiții favorabile, iar OMV Petrol este o companie care am văzut că are un marketing foarte bun pentru investitori. De ce? Pentru că are niște condiții atractive. Dividende în creștere, dividende speciale, potențial Neptun Deep integrată pe verticală, foarte multe operații, nu se bazează doar pe upstream și așa mai departe. De aceea e posibil ca această teză să țină sau bineînțeles, e posibil să nu. Poate să se corecteze prețul pe acțiune fără probleme. E posibil să vedem o reacție pozitivă la deschiderea bursei: să depășească 0,7 lei, 0,71 lei. Poate să se apropie, nu cred că o să depășească 0,72 lei. Dacă o să depășească 0,71 lei în primul rând, înseamnă că ne transmite un semnal bullish piața și atunci poate să treacă și peste 0,72 lei. Nu pot să prezic pe termen foarte scurt, însă pragul de 0,7 lei este ca și când ar fi spart pentru că interesul, vedem că este din ce în ce mai accelerat. Rămâne de văzut, în piață reacționăm, nu acționăm, așa că cel mai bine Vom vedea cum se deschide piața. Este un component destul de mare de opinie personală, este datoria mea să o fac pe canal, adică îți spun opinia pe care o am, bineînțeles, eu am efectuat tranzacții pe Bursa de Valori din București și am documentat și pentru OMV Petrom anumite aspecte pe care eu personal le văd și, bineînțeles, te invit în registrul de tranzacții, dacă nu ești încă, să te documentezi și să consulți aceste rapoarte de documentare pe care le-am pregătit recent. OMV Petrom a plătit dividende în trecut, după fiecare plată de dividend, prețul pe acțiune s-a corectat. Dar poți observa că prețul pe acțiune s-a corectat uneori diferit față de valoarea dividendului, adică cu mai puțin. da, Asta mă refer. Fiecare bolină galbenă este momentul ex date, în momentul în care prețul pe acțiune s-a corectat cu valoarea dividendului în trecut. Și putem observa comportamentul. Consensul analiștilor este ca prețul țintă pentru următoarele 12 luni să fie 0,69 lei pe acțiune, adică prețul de. A astăzi, vedem de la Alpha Bank 0,61, BT Capital 0,65, vedem Concord Security 0,81, Erste Bank se așteaptă la 0,92 lei pe acțiune pentru OMV pentru până la sfârșitul anului, 0,75 lei alte companii și vedem consensul stă la 0,69 lei. Personal consider că poate să ajungă la 0,8, chiar și 0,85 lei pe acțiune până la sfârșitul anului, nu e sfat financiar de investiții, dar răspund pe baza datelor pe care le-am colectat din piață și informațiilor pe care le-am strâns de-a lungul acestor prime luni de tranzacționare de la începutul anului. Pare că acesta este trendul din nou, poate să scadă, poate să se întâmple, nimeni nu știe pe termen scurt ce se întâmplă, da? Acțiunile au un random walk pe o perioadă scurtă, adică se comportă aleatoriu. Cu toate acestea, pe bursa de valori nu e chiar așa, pentru că e o bursă mică, predictibilă, unde există rotație din nou, din alte companii în companiile acestea, primele să spunem, din indicele bursier BET și, bineînțeles, rezultatele financiare reprezintă cea mai mare parte din variația randamentului. În regulă, sper că ți-a plăcut acest material. Am discutat despre OMV Petrom, ne-am uitat peste raportările financiare pe trimestrul întâi, o companie foarte interesantă care în continuare face parte din foarte multe portofolii de investitori nu e sfat financiar direct, bineînțeles, trebuie să corespundă cu teza ta de investiții, doar dacă corespunde, atunci poți să o acumulezi. Am discutat acum ceva timp despre trei investiții de pe viață. Te invit să vizionezi acel material, este pe canalul Foxland și bineînțeles să tragi propriile concluzii. Doar că poate să fie informație bună pentru tine în momentul în care cauți cum să îți structurezi portofoliul și în ce să acumulezi mai mult capital pe Bursa de Valori din București. O să las un link de la acel episod mai jos ca să fie convenabil pentru tine să-l accesezi. Până data viitoare îți doresc tot binele din lume și te salut!